Bună dragilor și bine ați venit la previziunile pentru weekend să știți că este un weekend extraordinar de fain, așa cum vă spuneam, un weekend în care avem foarte multe energie, totul se desfășoară foarte rapid. Avem foarte multe idei, vom lua inițiativă și este un weekend foarte bun să luăm atitudine în primul rând noi. Da? Foarte important este faptul că este un weekend și despre iubire. Uh, un weekend despre plăceri, un weekend în care vom vedea tot felul de reacții ciudate în jurul nostru și avem ziua de sâmbătă. Da, marele preoți, și judecata. Este clar o zi în care ne putem revedea cu persoane dragi nouă, putem în sfârșit să rezolvăm o situație și dacă țineai ceva în tine de foarte mult timp și tot evitai să-i spui unei persoane sau dacă tot doreai să faci ceva de mult timp, acum lucrurile se așează cumva și ești foarte bine susținut. Tot ziua de sâmbătă vine cu foarte mari predispoziții spre a ne revedea da, cu tot felul de oameni, cu tot felul de persoane dragi nouă și vine și cu niște discuții din acestea clarificatoare. Da? Clarificatoare uh, privind viața noastră. Putem să învățăm multe lucruri, putem să conștientizăm și ziua de sâmbătă e foarte bună pe lucru spiritual. Apoi, ziua de duminică vine cu îndrăgostiții și cu lumea, o zi în care lucrurile se mișcă și mai repede, o zi în care luna face niște aspecte foarte pozitive și cu soarele din leu și cu Venus din leu. Venus retrogradă este adevărat, însă este o zi pasională, o zi frumoasă. De asemenea, ziua de duminică este foarte bună pe a ne înălța, pe a ne elibera și este o zi de decizii, să știți, între minte și Inima, în general luna august, este despre asta și e foarte important, așa cum am mai spus, să lăsăm uh, mintea asta deoparte, că nu ne ajută foarte mult în luna august, mai mult decât atât, ne sunt apăsate tot felul de butoane, da? Și ies la suprafață tot felul de monștri, sau nu, da? Începem să avem niște reacții de care ne mirăm și noi. Spunem pe bune, putem să fac asta, eu am reacționat așa, da? Pentru că este un moment în care ni se cere să dăm față în față cu tot felul de lucruri care nu ne mai folosesc, cu tot felul de obiceiuri pe care le avem și să le eliminăm de acolo. Și cu adevărat, da, luna august e cu multe indecizii, da? e ca și cum nu știi ce să alegi, ce spune mintea sau ce spune inima. Părerea mea e să alegi ce spune inima, da, dar să fii sigur că e ce spune inima și nu-i vreo frustrare din minte sau nu sunt tot felul de gânduri din acestea obsesive, pentru că asta e o diferență. Da. Bun. cam atât în mare parte. Vă invit să vedeți zodiile de care sunteți interesați. De asemenea, vă invit să ascultați și de la zodie și de la ascendent. Vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi ție, cele mai dragi vouă. Și ce să vă mai spun, vă invit la previziunile pentru următoarea săptămână. Pentru că vom avea niște aspecte foarte puternice pe cer. Vă invit atât la partea generală cât și la partea bonus. Am discutat foarte mult acolo este un weekend bun revenind, dar vă, spuneam eu că e ca un fel de liniște da, dinaintea furtunii. Așa că vedeți ce faceți. Da? Vă invit cu drag să vedeți ca să știți din timp ce puteți să faceți și pe unde să vă așteptați la tensiuni. Bun. Sper să reușesc și eu să mă odihnesc prin weekend, dar nu cred că o să reușesc pentru că o să am de treabă, nu știu, o să văd. Um. Săptămâna viitoare încă mai apar filmările, dar apoi o să fac eu un anunț, că o să fie o mică pauză, o să, o să discutăm pe parcurs. Bun, hai să începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, aveți o energie în weekend, chiar de sâmbătă dimineață. Sunteți, sunteți energici, plini de viață, aveți tot felul de idei bune. Uh, o legătură foarte bună văd cu un copil, cu persoana iubită. E un weekend în care te poți, te poți distra, te poți relaxa și chiar un weekend foarte bun să faci anumite lucruri pentru sufletul tău. Vei lua atitudine, cu siguranță îți vor veni tot felul de idei geniale pe care tare bine ar fi să le notezi undeva, iar dacă ești un berbec singur, vezi ce faci în acest weekend pentru că dragostea plutește în aer. Acum nu-ți imagina că te și căsătorești a doua zi, dar măcar cunoști pe cineva sau măcar te bucuri așa de, de atenție. Relații bune văd cu, nu știu, copiii, pentru unii dintre voi sau cu nepoții. Și avem uh, turnul pentru tine, Regina de Băte. Deci este un weekend în care tu te vei desfășura fix așa cum simți, un weekend în care vei da dovadă de autenticitate. Apoi avem trei de cupe, o primă bucurie pentru tine, o victorie, poate chiar o întâlnire cu niște prieteni, mai văd aici, sau o întâlnire cu membrii familiei. Ceva te bucură, uite, cineva te admiră, da? dansezi și cineva te admiră. Ultima carte îndrăgostiți, o legătură cu Zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care o ai de luat în acest weekend și vezi că cineva ți atrage foarte mult atenția. Uh, vedeți, dragi bărveci că este un weekend în care se spun multe lucruri și ies multe adevăruri la suprafață, iarăși, pentru că vom avea cu toții curajul și vom spune nu mă mai interesează de nimeni și de nimic, vreau eu să fiu liniștit și împăcat. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi este un weekend cu mari surprize. În primul rând, ar fi bine să vă odihniți, ar fi bine să stați puțin relaxați, liniștiți, să vă conectați profund la planul divin, să faceți pace cu trecutul pentru că va fi nevoie undeva în ziua de duminică, văd o legătură foarte puternică pentru tine cu un bărbat din trecutul tău, cu tatăl, cu soțul, cu o rudă, cu o persoană dragăție. Dar tu vei lua decizii foarte importante în acest weekend, mai ales duminică, adică după weekendul ăsta, tu vei lua o decizie foarte importantă pentru sufletul tău. E ceva legat de o schimbare pe care e nevoie să o faci în rutina zilnică, în relația cu rudele, la muncă, o schimbare chiar legată de sufletelul tău. Despre asta e vorba. Este adevărat că lucrurile se mișcă așa pe repede înainte în acest weekend, dar nu este neapărat ceva negativ. Odihna te-ar ajuta, meditația te vei conecta foarte rapid la planul divin și vezi ce idei îți vin, ea și le notează că sunt importante. Unii tauri poate o să vreți mai mult să stați prin natură, să stați relaxați. Cavalerul de monede, 7 de monede. Vă uitați aici spre trecut, spre o relație care a mers greu, spre o situație care s-a desfășurat destul de dificil și poate acum aveți parte de niște conștientizări. 8 de spade, uite, cineva ți oferă o mână ajutor, o mână de ajutor într-o situație de blocaj, într-o situație ciudată. Apoi avem 5 de bâte pentru tine. Poate să fie și un weekend cu mici discuții în contradictoriu, dar și un weekend în care uh, poate tu vei simți gelozie sau poate te gândești serios să, să te impui într-o situație. Te lupți cu cineva anume. Lupți pentru bucuria ta, pentru fericirea ta. Zodia Gemeni. Dragi Gemeni, e un weekend pe placul vostru. Socializați foarte mult, intrați în contact cu mulți oameni, vă faceți planuri de viitor, stați foarte mult pe zona de online, poate ieșiți cu prietenii unii. Dar văd că este și un weekend foarte bun să îți faci un plan împreună cu o persoană dragăție, cu un prieten, cu cineva din anturajul tău, poate ieși cu cineva, Alți gemeni poate aveți niște discuții serioase privind viitorul unei relații, privind viața voastră. Și dacă ești un gemen care ești în căutarea iubirii, uite în acest weekend poți să pornești în călătorie, ca ai șansele să să găsești un weekend foarte bun pe comunicare și un weekend bun pentru tine în relația cu femeile în general vorbind. Vom vedea și gemeni care au ocazia să se revadă cu o fostă iubire. Sau gemeni care, nu știu, vă apucați voi, ieșiți în oraș, vedeți, o fost iubire și gata, vi se aprinde iar flacăra în voi. Nu vedeți ce faceți. Vedeți ce faceți și cu adevărat o perioadă bună pentru voi. Să faceți drumuri, să comunicați, să intrați în contact cu mulți oameni, puteți să scrieți, puteți să citiți, puteți să învățați chestii în acest weekend, iarăși și pe partea asta sunteți tare bine susținuți. Șapte de cupe, dragi gemeni, parcă sunteți în lumea voastră. Marea preoteasă, o conexiune foarte puternică aici cu planul spiritual. E ca și cum unii gemeni spuneți, băi, ceva nu mai funcționează, ceva nu e ok aici. Aveți foarte multă intuiție, vă faceți acolo niște planuri foarte mari, dar e ca și cum, uite, ieșiți undeva, toată lumea e atentă într-o direcție, voi sunteți cu gândul în cu totul și cu totul altă parte. Visați aici cu ochii deschiși. 10 de spade. Încercați să fiți atenți puțin în acest weekend, nu exagerați foarte mult pe tot ce ține de sănătate și încercați să nu beți multă cafea voi. Da? E foarte important sau eu știu ce, ce mai consumați voi. Ultima carte, faetonul. Dragi gemeni, ceva se închide aici și e ceva simbolic, e ceva fantastic legat de acest an 2023 sau chiar este o hotărâre pe care o iei privind un drum, privind o mașină pentru unii, e ceva cu patru. Nu știu, ceva ce s-a întâmplat vineri sau se întâmplă vineri sau pe 14, nu știu. Îți vine cineva de la drum în casă sau primește o veste bună privind un grup de oameni. De unii gemeni e ca și cum, deci serios, sunteți undeva, da, toată lumea e concentrată pe ceva, voi aveți cu totul și cu totul alte treburi în acest weekend. Studiați ceva, analizați o situație, scrieți, citiți. Zodia Rac. Drać, drać. Un weekend în care ieșiți în evidență străluciți de-a dreptul bineînțeles că pot apărea și mici mari conflicte în relațiile cu ceilalți, dar în general e, e un weekend foarte bun pentru voi o să vă simțiți apreciați, o să vă simțiți bine, poate chiar reușiți și prindeți o reducere sau aveți o discuție pe la muncă privind o avansare, cine știe și indiferent ce vei face în acest weekend, să știi că toată lumea te va aprecia și că vei ieși în evidență foarte, foarte mult și asta e absolut fantastic pentru tine. Ești apreciat de către rude, de către persoanele dragi ție. Marele preot, îndrăgostiții. Uau, wow, asul de bâte. Ce faceți? Aveți o nuntă sau nu știu, nu cred că se fac nunți perioada asta. Aveți o petrecere, cunoașteți pe cineva. Aveți o speranță mare privind un contract, privind un parteneriat, privind o relație. Aveți o energie foarte mare. Apoi avem arcana majoră moartea, o conexiune cu un scorpion, dar și un moment de eliberare, un moment de transformare pentru tine, ceva se închide. Și uite, interesant este că ultima carte este spânzuratul, deci o legătură cu Zodia Pești. Acest weekend poate îți va schimba destul de mult perspectiva asupra vieții, perspectiva asupra lucrurilor din jurul tău și poate chiar ideile pe care le ai față de o persoană, față de o situație ți se cere să accepti un anumit lucru. Poate să fie și un weekend cu foarte mari emoții pentru cei mai mulți raci. Zodia Leu Dragi lei, pentru voi este un weekend în care aveți dor de călătorit, vreți să studiați, vreți să stați pe internet, vreți să faceți călătorii îndepărtate, intrați în contact cu oameni din aceștia care studiază mai mult, persoane deschise spiritual, persoane care știu eu, sunt undeva sus. Cu siguranță au fost niște zile aglomerate pentru voi, dar gata, da, s-a finalizat povestea, acum aveți liber la distracție și cu siguranță este un weekend în care veți lua foarte multă atitudine privind niște acte, privind o călătorie îndepărtată, de vedeți că voi luați atitudine privind zona de online, de zona internetului, privind relația cu persoanele cu studii superioare sau chiar, uite, este un weekend în care strălucești de-a dreptul, fie înveți pe cineva ceva anume, fie tu ești învățat de către ceilalți, dar e un weekend super pentru tine. Deci chiar te vei simți enorm, enorm de bine și vezi că poți să faci cuceriri. Sau poți să fii cucerit, nu știu. Gata, a început citirea. Soarele 10 de cupe, asul de monede, dragii lei, mai frumos de atât nu se poate. Deci răsare soarele în casa voastră. Vi se luminează mintea, se rezolvă o situație foarte importantă pentru voi din punct de vedere personal. Unii lei spuneți gata, m-am hotărât, uite și așa suntem împreună de atâta timp. Hai să facem ceva mai mult de atât. Alții văd că vă înțelegeți foarte bine cu prietenii, cu rudele, cu persoanele dragi vouă, faietonul, o conexiune cu zodia rac, dar și un drum pe care îl faci, vezi că weekendul ăsta e o decizie sau rezolv ceva foarte important simbolic pentru acest an 2023. Deci nu-ți imagina dacă acum gata, n-ai întâlnit pe nimeni, weekendul ăsta pac întâlnești și te și căsătorești a doua zi. Doamne ajută, dar nu cred. Deci e ceva simbolic, simbolic. O bucurie, o victorie, ultima carte, trei de monede. Lucrezi la ceva aici, prelucrezi ceva, ai treabă într-un grup mai mic de oameni, te întâlnești cu niște rude, cu niște prieteni. Chiar un weekend foarte bun pentru tine. Și e un ideal la care ajungi, e o bucurie mare. Stabilești ceva care pur și simplu te umple de energie. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi este un weekend cu pasiune, un weekend intens, poate aglomerat, știu eu. Ar fi bine să faceți ceea ce vă place în acest weekend. Ar fi bine să vă întâlneți cu partenerul. Deci dacă ești împreună cu cineva, poate e momentul să te întâlnești, trăiești frumos, te bucuri de viață. Alții treceți prin tot felul de perioade din acestea în care vă dați seama că e cazul să mai faceți niște schimbări prin viața voastră. Unii puteți avea cheltuieli sau poate știu eu, aveți o deschidere foarte puternică spre planul spiritual în acest weekend Intri în contact cu un bărbat din trecutul tău sau visezi pe cineva, ai o discuție acolo. Pentru alții vedeți că este un weekend în care dragostea asta bate serios la ușă, dar e o iubire veche sau este vorba despre niște cheltuieli pe care poate le-ați amânat și acum trebuie să le faceți. Alții primiți niște bani. Rezolvați ceva legat de o veche iubire. Fie la nivel energetic vă eliberați, fie fizic. Iar vedeți că cei mai mulți dintre voi Intrați în contact cu tot felul de personaje din trecutul vostru. Aveți foarte multă intuiție, repet, în acest weekend. Vedeți ce faceți cu ea. Vedeți ce faceți cu ea. Se închide ceva, se rezolvă ceva într-un mod absolut fantastic privind niște acte, privind niște bani, poate e ceva legat de o călătorie pentru unii. Vezi niște discuții acolo intense, profunde, dar fiți atenți ce spuneți și cui spuneți weekendul ăsta, da? Nebunul lumea, wow, dragi fecioare, sunteți puse pe schimbări mari, împărăteasa. E aici o surpriză pe care o ai privit o femeie din viața ta. Privind mama sau poate tu ca femeie te simți invincibilă, ai multă energie. Văd că e ceva legat de o călătorie îndepărtată, e ceva legat de un final de un succes, deci e ca o resetare pentru tine. Apoi avem temperanța, o conexiune cu un săgetător. Poate să fie și un weekend în care ți se cere să faci un compromis sau un weekend în care va fi nevoie să aduci liniștea și pace în viața ta și dacă plănuiești să-ți rezolvi o problemă, poate din punct de vedere energetic sau mergi să ceri cuiva un sfat în legătură cu ceva, reușești în acest weekend. Doar că e printr-o metodă non-conformistă. Ultima carte, trei de bâte, un drum scurt pe care îl faci o bucurie mică pe care o ai. Trei de bâte poate să însemne și o victorie. Ceva începe să arate altfel. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi este un weekend pe relație Acolo o sunteți așa centrați, dacă oricum, cu siguranță e o perioadă în care Apar mulți clienți, multe contracte, vin tot felul de oameni, intrați în contact, da, sau sunteți pur și simplu voi setați așa că vreți relație. Uh, ca să nu fiți singuri, dar vedeți, relația aia să nu fie doar așa ca să nu stați singuri, că nu e ok, da. Apoi, uh, intrați în contact cu mulți oameni, așa cum spuneam, străluciți, ieșiți în evidență, sunteți populari weekendul ăsta, e ok. Uh, ideea este că veți in, veți. Veți primi un ajutor din partea unui bărbat sau dacă aveți legătură cu zona de online sau dacă vreți, postați ceva pe un site de socializare. Sunteți bine susținuți, sunteți vizibili și unii vă faceți un plan de viitor. Foarte fain legat de o relație. O relație cu un client, o relație cu un prieten, o relație cu persoana iubită. Iar balanțele singure vedeți că weekendul ăsta aveți liber, da. Să cunoașteți pe cineva, sunteți deschiși să faceți niște schimbări în viața voastră sau sunteți deschiși să mergeți la următorul nivel cu partenerul, vă apucați, discutați acolo, clarificați lucrurile și vedeți, dragi balanțe, că e un weekend în care ceva o să vă atragă foarte mult, o să vi se pară vouă foarte, foarte interesant și acum n-am luați și acționați că asta e viața. Da? Oricum, săptămâna viitoare mai avem o quadratură dintre Venus, care e retrogradare și Uranus, așa că dacă nu acționați voi acum, are grijă Universul. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. În general, un weekend super pentru voi, da? pentru socializare, pentru întâlniri de dragoste, ca să cunoașteți pe cineva, sau să vă relaxați, să vă distrați. 10 de bâte împărăteasa, uite, e cartea ta, 4 de cupe. Uite ceva aici nu-ți place privind un drum privind o schimbare. Simți o apăsare mare privind o femeie din viața ta sau privind confortul tău privind o sumă de bani. Apoi regele de monede o conexiune cu o zodie de pământ. Taur fecioară capricorn. Uite este cineva care te poate ajutați poate oferi un sfat sau ți se cere să. Pui lucrurile în practică da. Poate e cazul să ceri ajutorul celorlalți și să acționezi cumva, adică n-ai cum să mulțumești pe toată lumea. Ultima carte, Cavalerul de monede. Uite, ceva se mișcă așa încet și sigur. Faci un drum în interes de muncă, stabilești ceva. Tot cavalerul ăsta de monede, uite, poate să vină cu ceva neașteptat. E ca și cum te duci să faci un lucru și te trezești că se întâmplă altceva. O surpriză pe care o ai din partea unei persoane. E o persoană mai tânără sau e o persoană care cumva se mișcă greu sau trece printr-o perioadă în care lucrurile se mișcă destul de lent. Dar, în general, repet, este un weekend foarte bun pentru voi. Foarte, foarte bun pentru voi. Se stabilizează ceva, deci se duce ușor, ușor, acea povară pe care o simțiți voi, poate la nivel energetic, da. Zodia scorpion dragi scorpioni. Pentru voi este un weekend în care. Nu știu, aveți chestii de făcut prin casă, prin familie, poate aveți de muncă alții alți scorpion vă concentrați așa pe starea voastră de sănătate. Deci sunteți prinși pe tot felul de lucruri și bineînțeles că este un weekend foarte bun să vă afirmați, să vă rezolvați niște situații privind partenerul de viață, privind șeful sau unii scorpioni veți fi foarte mult apreciați pentru ceea ce faceți, vă crește încrederea în voi, vă crește puterea, intuiția și mulți scorpioni veți reuși să relați legătura cu o femeie pe care n-ați mai văzut-o de mult timp și care vă dă niște vești care vă bucură pe de o parte. A... Și, în general, este un weekend foarte bun în care e ok să ceri ajutorul celorlalți când vine vorba de niște activități pe care le ai de făcut. Da? Chiar rezolvi niște chestiuni extraordinar de benefice. Hai să vedem, dragi scorpioni, ce faci. Asul de băte pentru tine, soarele, o conexiune cu zodia leu, dar și o bucurie se rezolvă ceva, ai parte de o dovadă, de o veste bună, o speranță mare pe care o ai, dar este și un weekend în care parcă ai chef așa de distracție. Regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu berbec săgetător, este un weekend în care uite, vei străluci de-a dreptul, toată lumea te va aprecia, vei ieși în evidență. Da? Ultima carte, faietonul, un drum pe care îl faci foarte important sau o conexiune văd aici cu o distanță mare, o victorie pe care o ai, rezolvi ceva legat de o mașină sau faci un drum, te duci, te distrezi, te simți bine cu un copil, cu persoana iubită, cu o prietenă, deci se întâmplă lucruri frumoase pentru voi în acest weekend. Zodia Săgetător. Dragii mei săgetători, un weekend în care chiar sunteți extrem de bine susținuți, extrem de bine susținuți pe distracție, pe plăcere, pe iubire, pe relația cu un copil, relația cu copilul vostru interior. Deci poate e momentul, dragi săgetători, să acționați cumva. Bineînțeles că voi aveți toate șansele din lume, fie să vă întâlniți cu persoana iubită, să cunoașteți pe cineva, să faceți niște activități care vă fac plăcere, care vi se par interesante. Și vedeți că tot acest weekend este foarte bun pentru voi, să conștientizați cu adevărat ce vă place și ce nu vă place. Da? Privind rutina zilnică, privind munca, poate chiar unii săgetători ieșiți cu niște prieteni sau studiați niște lucruri foarte interesante pentru voi, iar alții vă pregătiți pentru o călătorie mai îndepărtată. Studiați acolo piața. Bun, și avem justiția, doi de spade, o decizie importantă pe care o iei, te revezi cu o persoană, nu știu dacă am spus o conexiune cu Sodia Balanță, îți e teamă, ești acolo izolat undeva și este o persoană care vine și te ajută. Vine și încearcă să-ți fie alături. Cineva încearcă să te mulțumească, să te liniștească. Regele de băte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar e un weekend, ți-am zis, cu distracții, un weekend în care poți să te simți bine, să te relaxezi. E cineva care, uite, abia așteaptă să te revadă, cineva care e bucuros, cineva care vrea să se elibereze. Poate e cineva care vrea să te cunoască. Apoi, eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Deci, parcă treci așa de la o extremă la alta în acest weekend. Eremitul poate să spună și despre o conexiune cu o persoană fie mai în vârstă, fie specialistă pe un anumit domeniu, dar tare tind eu să cred că tu vei conștientiza niște lucruri foarte importante în acest weekend. Ți se oferă o dovadă practică, se întâmplă ceva acolo care te bucură pe tine. Zodia Capricorn. Dragi capricorni e un weekend pentru voi în care trecutul ăsta bate la ușă și este un weekend în care familia, casa, persoanele din trecutul vostru, rudele, toate astea contează foarte, foarte mult și chiar o să vreți așa puțină liniște. Ideea este că e un weekend foarte bun să finalizați și să vă rezolvați niște situații legate de o moștenire, legate de niște bani. Uh, poate alți capricorni pur și simplu aveți parte de niște momente frumoase în casă, în familie, aveți o petrecere, o zi de naștere sau alți capricorni uh, vă gândiți serios și intrați în contact cu niște persoane dragi vouă, aveți un moment pasional alături de persoana iubită, sau... e ceva frumos acolo, e ceva intens care se petrece. Un weekend superb. Sunteți prinși pe tot felul de lucruri, dar nu negative, nu negative, vă, vă puteți revedea cu o fostă iubire, cu un copil, puteți să primiți niște vești bune sau unii puteți să primiți niște bani sau să rezolvați ceva legat de niște bani, dar e ceva legat de o rudă, de un copil sau un ajutor pe care îl oferiți cuiva. 9 de bâte, da, dragi capricorni, acum cu planetele alea pe acolo prin leu, vedeți că nu aveți voi toată energia din lume, nu, nu mai insistați. 5 de monede, 9 de bâte. Cineva simte că nu mai poate. O oboseală văd aici, sau văd o persoană care este teamă privind o sumă de bani, privind ideea aceasta de abandon, Apoi, Asul de Cupe, o veste bună care apare pentru tine, multe emoții, un nou început, văd, poate chiar o legătură cu un copil. Iar ultima carte, Judecata. Te revezi cu cineva. Ai o discuție clarificatoare care te ajută mult. Intri în contact cu cineva da? și văd un ajutor foarte mare pe care îl ai. Unii capricorni, posibil să spuneți, bine, hai, lăsăm în urmă perioada asta în care ne-am certat, nu ne-am înțeles, uităm ce a fost. Alții vă gândiți serios să renunțați la o situație, la o relație, la o persoană. Zodia vărsător. Dragi vărsători, pentru voi este un weekend foarte bun. În primul rând faceți multe drumuri, comunicați, și este un weekend foarte bun pentru tine în relațiile cu ceilalți, pe contracte, asocieri, pe relația cu clienții, relația cu rudele. Poate îți vin persoane în vizită, mergi tu undeva, râzi, glumești, o să vorbești mult și bine sau uite rezolvi niște chestiuni importante printr-un drum scurt. Poate știu eu, cunoști pe cineva, dar pentru alți vărsători rezolvați ceva legat de o femeie și de niște acte sau ceva legat de o femeie care se află la distanță de voi. Chiar un weekend superb. Hai să vedem, dragi vărsători, ce faceți. Pajul de monede, spânzuratul, împăratul, un blocaj. Cineva se simte blocat aici. Știți cum, dragi vărsători, v-am explicat eu acolo că, uite, Aici e vorba despre împărat, o legătură cu un berbec, o legătură cu un rac. E ceva legat de o schimbare, de un drum și e un blocaj aici care poate să apară și are legătură cu situația asta că e nevoie să studiezi problema respectivă din punct de vedere practic, să vezi exact despre ce este vorba. Poate este un weekend, dragi vărsători, în care e nevoie să învățați ceva, e nevoie să faceți ceva, dar într-un mod diferit față de cum ați făcut-o până acum. Apoi avem 5 de monede aici. Se pare că abandonezi ceva, lași ceva în spatele tău. Unii vărsători. Poate este bine în acest weekend să nu exagerați cu absolut nimic. Da, ultima carte e remitul o conexiune cu zodia fecioară. Da, dragi vărsători, tot v-am bătut la cap și în filmarea pentru următoarea săptămână. Nu, nu, nu vă mai bazați pe ceilalți perioada asta. Luați voi atitudine, faceți voi drumul ăla scurt, nu-l trimiteți pe vecinul, nu trimiteți pe nu știu cine, că nu rezolvă situații. Poate să fie și un weekend în care, uite, conștientizezi ceva. Până la urmă vă că te liniștești, ai parte de o bucurie legată de un proiect, legată de muncă. Zodia Pești. Dragi Pești, pentru voi este un weekend în care puteți să primiți reduceri. Deci dacă mergeți la cumpărături, aveți toate șansele din lume să găsiți reduceri. Un weekend foarte bun pe bani, pe valoare personală și bineînțeles că mulți pești o să vă concentrați foarte mult pe treaba asta cu gătitul. Da? Fie gătiți mult în weekend, mâncați mult sau poate să fie un weekend în care... Aveți tot felul de lucruri de făcut prin casă sau unii, indiferent ce faceți, vedeți că vă ies bine lucrurile și asta e absolut fantastic. Primești apreciere, primești cuvinte de laude și dacă e să lucrezi în acest weekend, lucrurile vor merge foarte, foarte bine. Și de asemenea, tot în acest weekend, e un moment foarte frumos, foarte bun pentru tine în relația cu o femeie din jurul tău, cu o vecină, cu o rudă, faceți ceva împreună sau poate ai o discuție interesantă cu cineva care îți mai clarifică așa puțin mintea. Uite, 5 de cupe. Magician. Da, dragi pești, uh, cineva aici tot va a amânat cu o chestie. V-ați las că mâine, poi mâine, săptămâna viitoare, rezolvăm noi cumva. Uh, e un moment în care vi se cere să lăsați trecutul ăsta în urmă sau să încercați să vedeți și partea plină a paharului. A da, să vă apreciați puțin. Regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Deci, dacă stau să-mi amintesc, filmarea pentru următoarea săptămână, da, avea și magicianul și avea și regele ăsta de spade, deci că împreună nu fac casă bună. Fi puțin atent așa puțin în jurul tău, pentru că e posibil să fie persoane care să spună, fa ai face o mâncare delicioasă, dar de fapt te pune așa să faci și nu, și nu neapărat că, -ți plăc, că îi place neapărat și cum gătești tu sau ce faci tu, dar profită. Pe de altă parte, văd o conexiune cu planul acesta al studiului. Ceva legat de o persoană care lucrează cu mintea sau poate niște strategii pe care ți le faci. Iar ultima carte este Arcana Majoră, Diavolul, o conexiune cu un capricorn, dar cartea asta este energia generală pentru luna august, pentru acest an. Deci Poate e ceva important pentru tine, o desecretizare, ceva ce afli. Și ar fi bine să fii foarte atent pe tot ce ține de excese în acest weekend. Nu exagera nici cu o cafea, nici cu alte băuturi ce mai sunt pe acolo. E ca și cum știți că cineva nu e corect, știți că cineva învârte acolo niște lucruri, dar tot acolo vă duceți. Da? Soluția e un drum. Soluția e să conștientizați că e cazul să faceți drumul sau e cazul să faceți schimbarea, să plecați de acolo. Un weekend cu schimbări pentru voi, să știți. Da? Un weekend în care simt eu așa că sunteți puțin trezis la realitate, dar nu într-un sens negativ. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, aveți grijă de voi și să aveți un weekend cât mai frumos, să vă bucurați de viață, să vă odihniți. Acum nu știu cât de mult chef de odihnă o să avem, cu luna acolo în berbec, cu tranzitele care sunt pe cer. Vă îmbrățișez cu drag, să aveți un weekend super!